Salutare, dragi, și bine ați venit la un nou episod. Bă, deci în episodul de astăzi foarte mult se ceartă, o să vedeți în continuare, așa că nu uitați de pus un like și subscribe și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa! Da. Arată de cât timpul mi-a pierdut, știi? Adică măcar... Mă calme! Da, fuck, România! Vezi că deja o duci un pic mai încolo, dacă deja te piși pe el. Ce zici? Zic, deja o duci în altele dacă te piși pe el. Da? Da, da. Aoleu. What the fuck? Ce pula mea să-ți bate tata ta, e prost asta. Da. Hai pe dreapta dacă te rog. Ai timp 2 minute să te uiți peste o filmare. Poftim? Zic, ai 2 minute timp să te uiți peste o filmare. Da, da. Na, ok. Tu mort, te dai jos de la el din brațe. Păi eu știam că am voie. N-ai voie, de unde știi tu că ai voie? E bug abuse. Păi cum să fie bug abuse? Abuzat de bug? Da. Bă, ăla nu e bug. Dacă tu ești leșinat și te ia unul pe sus, tu poți să te dai așa, îți revii și... Da, un frate, dar ăla nu e bug. Mai e bug abuse. Și plus că poate eram greu și n-avea forță să mă care. Ok, atunci vrei să-ți dau pentru fel rolte și e mai mult decât bug abuse-ul. Păi nu, dar păi ce bug, că nu înțeleg. E un bug, gen așa, gen bug-ul de carry. Nu e bug, e funcție. E funcție? După legă să zici mersi că te-am dus, am încercat să duc la spital, adică îmi pierd timpul cu tine până la urmă. De-aia am făcut și etichetul. Da. Credeam că o să mă lași și pe mine în pace, să-mi fac roleplay. Ce roleplay, frate? Că tot s-o pișat aia pe tine, ți-o da cu macetă de aia pe gât, păi până la urmă eu îmi pierd timpul cu tine, știi? Așa că mai bine, să te sancționeze dacă te păi nu ieși vrei din să chelii. Mă lași și pe mine în pace? Nu, frate, mi-am pierdut 20 de minute, să zicem 10 care minute 20 din timp. De... Poate 20 de secunde, hai mă frate, te rog din suflet, lasă-mă. Nu frate, că așa o faci cu toată lumea, asta e. Nu fac, te rog din inima salut. Mea. Salut. Bă, nu... Da, mersi, pa, pa. Salut. Ai nevoie... Fratele meu, fratele meu, băgăme și pula în găminele mele. Habibi! Habibi, băgăme și pula în... Haide sus, care vrea să căminele? Cumpăr mașini. Yo, yo. Eu vreau căminele. Cumpăr mașini. Tu mă și pe mine. Bă, da, știi că te sapești mușchiul E după, nu? E, nu, da, mine. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uitați de butonul de like și subscribe. Eu am fost QuickTime și ne auzim pe data viitoare. Toate informațiile le aveți în descriere. Pa, pa!